Bun, dar dacă ne luăm după declarațiile premierului, românii o duc bine, în general, au salarii mari, da? Premierul spunea acest lucru. Eu am spus un lucru și am spus-o public și o spun și la dumneavoastră. Și vă rog să nu mi-o luați ca o jignire și nu-l jignesc pe premierul Florin Cîțu, nu-l jignesc pe nimeni eu, dar există o boală care se cheamă mitomanie. Din păcate l-am surprins împreună cu toții pe premierul Cîțu mințind de foarte multe ori. Mi-aduc aminte o declarație a dumnealui din Parlament, cred că de la moțiunea de cenzură din luna iunie, unde când ne spunea că prețurile la alimente au scăzut, veniturile populației au crescut, puterea de cumpărare a crescut, românii sunt fericiți, ignorând tot ceea ce se întâmplă de fapt în lumea reală. O creștere remarcăm așa că există o oarecare discrepanță între ceea ce cred guvernanții în general și realitatea românilor. Da? Că mi-amintesc că întrebat fiind cât este o pâine, da? Premierul n-a știut să spună, nu mănâncă pâine. Da. Mă gândesc, fiind la guvernare, trebuie să știi cât costă o pâine, nu? Pentru cetățeanul de rând, cel care te votează. Știți că noi românii, în general, suntem poeți și imediat încercăm, din orice necaz, să facem chiar o glumă. Și circula o glumă zilele astea pe internet, cum spunea, cum poți să-l încui la noi în România pe ministrul de finanțe și pe premier. Să-i întreb pe ambii câte pâini pot să cumpere dintr-un salariu minim pe economie. Asta spune foarte mult. Asta spune foarte mult, e o glumă, dar spune foarte mult de percepția oamenilor, a cetățenilor români, asupra a ceea ce guvernanții gândesc despre noi, în primul rând despre cetățeni, nu despre Marius Budăi de la PSD, nu despre PSD în general, ci despre cetățenii români, cei care, conform Eurostat, peste 40% din gospodăriile din România au dificultăți deja în a-și achita utilitățile. Și vine Florin Cîțu și le spune că, bă, ți-a crescut puterea de cumpărare. Vezi că 1% câștigă 3.000 de euro. E, până la 100% e o distanță foarte mare. Nu poți să ai, acești oameni nu conștientizează că în coșul de bază al cetățenilor, mai ales al celor 1,6 milioane pe salariu minim și al celor aproximativ 1 milion de pensionari care câștigă indemnizația socială, pensia minimă, sunt produse de bază, cum ar fi, sunt trei chestiuni mari și late. 1. Alimentele de bază care s-au scumpit în medie cu 20-25%, unele din ele chiar cu 30%. Utilitățile care deja au trecut de 30% și se preconizează alte scumpiri și medicamentele care s-au scumpit și ele. Ori acea inflație de 5,6% preconizată de BNR include și multe alte produse și servicii la care pensionarii și cei cu salariu minim nu acced. Ori inflația și lovitura primită de creșterea preților la alimente de bază, utilități și medicamente lovește foarte tare exact în cei mai vulnerabili cetățeni. Dumneavoastră vă faceți singur cumpărăturile? Împreună cu soția, tot timpul. Și ați remarcat vreo creștere la prețuri, la alimente de bază? Evident că am remarcat, se observă inclusiv în piața agroalimentară, se observă la ceea ce înseamnă brânză, smântână, lapte, fructe, legume, cărnurile deja au început și ele să se scumpească. Deci e o realitate până la urmă. E o realitate și am primit și factura la energie electrică și deja 20% e suplimentar. Nu e ușor. Nu vorbesc aici și nu mă plâng eu, Marius Budăi, personal, dar mă gândesc la cei care au salariu minim. Auzeam aseară un distins liberal la o televiziune că ne spunea că cei care au pensia minimă să numai nu le sugera să meargă să stea împreună cu copiii. Adică să-și părăsească practic domiciliul și să stea împreună cu copiii la iarnă ca să nu fie nevoit să plătească acele facturi la întreținere foarte mari. Cât cinism, vă dați seama cât cinism